Este vorba despre clădirea de 10 etaje, care de la punerea în funcțiune până în prezent a suferit modificări structurale și nestructurale care au presupus obținerea de avize de securitate la incendiu. Pentru alte două corpuri de clădire există autorizații emise de ISU. Cu toate avizele la zi este Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, care are în administrare 6 clădiri, 5 în municipiul Craiova și o clădire în localitatea Melinești. La fel și Spitalul Municipal Filantropia Craiova. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova are în administrare 6 clădiri pentru care a fost emis un aviz de securitate la incendiu, lucrările fiind în curs de derulare, urmând ca la finalizarea lor să fie solicitată autorizația de securitate la incendiu, iar la 5 clădiri nu au fost executate lucrări de investiții care să presupună modificări structurale care impun obținerea avizului de securitate la incendiu. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova are în administrare 2 clădiri la care nu au fost executate lucrări de investiții, deci nu a fost nevoie de obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu. Aceeași este situația și la spitalele din Calafat, Segarcea, Filiaș, Tăbuleni și Băilești. Reprezentanții ISU Dolj au început de marți controle în secțiile de terapie intensivă.